1, 2, KitKat mic! 1, 2, uite ce KitKat grozav! 1, 2, wow, cel mai mare KitKat! Uitați-vă ce ciocolățele diferite! Asta înseamnă că a venit timpul pentru provocarea mâncare medie și mică pe canalul Multidu Challenge! Vizionare plăcută! Ce e cu corndogul ăsta atât de mic? De-abia îl văd! Da, ai avut ghinion! Al meu nu e la fel de mic al tău! Sunt mulțumit! Voi încă nu ați văzut corndogul meu uriaș! Aș putea să-l numesc chiar monstru! Da, e într-adevăr un corndog monstru! Dar ce face Monica acolo? Ce idei ciudate are! Aceste mânuțe micuțe sunt perfecte pentru corndogul meu micuț! Așa că va fi foarte ușor de mâncat, fără eforturi mari. Chiar dacă a fost atât de mic, a fost foarte gustos. Păcat că nu mi-a fost îndeajuns. Rândul tău! Sunt bucuros să fiu următorul! Abia aștept să te mănânc, micul meu corndog! E atât de delicios și cașcavalul se întinde atât de frumos! O adevărată operă de artă! Aș putea mânca așa ceva în fiecare zi! E atât de gustos! M-aș putea mușca de degete din greșeală! Glumesc, degetele mele nu sunt așa bune! Mâncarea adevăraților campioni! Gata! Acum e rândul meu să mănânc cel mai mare și cel mai delicios corndog! Drăguțul meu! Te voi mânca! Și pentru asta am nevoie de un fierăstrău! O, nu! Arată înfricoșător! Chiar intenționez să tai acest corndog drăguț? Desigur că-l voi tăia! Altfel cum să-l mănânc? Priviți cât de mare este! Acum pot începe festinul! E atât de gustos! Aveai dreptate despre cașcaval! E atât de mult și se întinde atât de bine! E cel mai gustos din câte am mâncat vreodată! Monica, hai să luăm cât ea nu se uită! Bucățica asta ne va fi suficientă! Să ne potolim foamea! Imposibil să ne oprim! Bine, am terminat cu prima parte, mă apuc de cealaltă! Hei, prieteni, nu se poate așa ceva? Mi-ați luat și mi-ați mâncat corndogul! Nu vă e rușine? Ne-a prins! Fugi! Unde credeți că mergeți? Credeți că nu vă voi ajunge? Respirația mea nu-i face față! Repede la etajul 2! Vă arăt eu vouă pentru că mi-ați mâncat corndogul! Uf, se pare că am scăpat! Încă puțin și Grace ne-ar fi omorât! Bine că avea tocuri! Ce ne așteaptă acum? O, nu! E brânză cu mucegai! Asta nu e noroc, prieteni! Mirosul e atât de rău! Sunt atât de nefericită! Am cea mai mare bucată! De ce am mirosit-o? E doar o bucată mică, dar mirosul e oribil! Nu-i nimic! Voi reuși cu siguranță! Sunt Monica! Cel mai important e să-mi imaginez că e gustos! Doamne, nu ajută deloc! Ăsta a fost un chin! Ei bine, acum a venit rândul meu să mă confrunt cu această brânză! Nu mă vei speria cu mirosul tău! Sunt sigur că pot! O, nu! O, nu! M-am înșelat! Nu pot face asta! Ajută-mă! Nu, nu! Fă-o! Monica, ești speranța mea! Fiecare pentru el! O, Dumnezeule! Mirosul mă ucide! M-a omorât deja! Ești un actor grozav, desigur! Chiar am început să credem! Iată-l, încearcă să fugă! Bine, asta e suficient! Așa nu merge! Întoarce-te repede la locul tău și mănâncă-ți brânza! Exact, așa nu e corect! Ei bine, nu am reușit să fug! Așa că trebuie să mănânc această brânză mirositoare! Sper că clama să-mi fie de folos! Când nu simți mirosul, nu e așa rău! O, nu! M-am bucurat prea devreme! Alege! Găleata sau punga? Nu, fetelor! Sunt bărbat! Bine, a fost o tortură, dar s-a terminat! Rândul tău, Grace! De ce mi-a adus aminte? Dar bine, voi ați reușit, voi reuși și eu! Voința e cheia! Trebuie să mă gândesc la lucruri bune! Gândește-te, Grace, gândește! Nu acorda atenție gustului, nici mirosului! Voi reuși cu siguranță! Oh, sper să nu mi se facă rău! Cea mai mare bucată! Chiar nu am avut noroc! Săraca Grace! Sigur nu se simte bine acum! Ultima bucățică! Și coșmarul va lua sfârșit! Ce duh are! Grace, mă sufoc! Și mi-e rău! Ghinion, eu am clamă! Oh, nu! Mă sufoc! Ajutor! Dați-mi oxigen! Ups, scuzați-mă! Nu am vrut! Am o idee! Sper că acest ventilator să-l ajute! Nu știu! Să-mi scot agrafa!
Se pare că da, a ajutat! Iar pe el să-l lăsăm să doarmă puțin. Uitați-vă la pulpa asta de la KFC minusculă! Wow, e super iute! Ei bine, măcar nu va fi atât de rău pentru mine! Pulpa e super iute? Nu-mi place mâncarea iute! Și eu am primit varianta medie! Voi bucurați-vă! Grace, trezește-te! Nu poți face pe moarta! Oricum va trebui să mănânci! Nu ne mai speria așa! Monica, tu începi! Bine, așa să fie! Piciorul meu e atât de mic încât nu-mi e frică deloc să-l mănânc! Gata! Dar așteptați! Simt ceva! Oh, nu! Limba mi arde foarte tare! Gata! Cel mai bun ajutor împotriva iuțimii! Uf! M-ai salvat! Am uitat complet că trebuie să mănânc și eu piciorul super iute! Plâng! Plâng! Nu știu cum voi face asta! Plâng! Dar trebuie! Mă voi grăbi și voi mânca totul! Cu cât mai repede, cu atât se va termina mai repede! Oh, nu! Îmi iese foc din gură! Dar asta nu mă va opri! Voi mânca până la capăt! Mă simt ca un adevărat dragon! Trebuie să-l ajutăm urgent! Ești pregătită, Monica? Pregătită! Oh, nu! Incendiu! Pornim! Cât mai mult! Nu economisim apă și efort! Fetelor, gata, nu mai ard! Putem încheia! Uite, sunt complet ud! Bine că s-a terminat! Rândul tău, Grace! Hei, doar unde e? Nu o văd! Și acum unde să o căutăm? Cred că am găsit-o! Ești de sub masă, fricoasă! Dar nu vreau să mănânc asta! Nici nu-mi pot imagina cât de picant va fi! E greu și nu-l pot ridica! Voi încerca altfel? Așa, fără cutie e mai bine! Grace, ne-ai speriat! Credeam că va pica pe noi! Nu vă faceți griji, am totul sub control! Mai am puțin și mănânc! Bine! Începe să-mi ardă gura! E fierbinte! Oh, nu! Vine ceva teribil! E atât de intens încât mă ridic în spațiu! Wow, a decolat! Monica, ai văzut? Ajutor! Mă ridic în spațiu! Adio, pământ! Sunt în spațiu acum! Ascultați! E atât de frumos aici! Ce stele! Nu vezi asta în fiecare zi? Extraterestri! Să ne cunoaștem! Atâtea planete și constelații! Da, nu am realizat că e atât de frumos în spațiu! Sunt gata să rămân aici pentru totdeauna! Mai ales că am atât de multă mâncare cu mine! Ce? S-a terminat? Oh, nu! Se pare că Grace se întoarce la noi! Auci! Parcă văd și eu stele! Un fel de spațiu! Oh, ce a fost cu zgomotul ăla? Prieteni, sunteți bine? Nu înțelegem nimic! Doar ne simțim amețiți! O să vă treacă! Oh, da! Îmi place Fanta! De-abia aștept să beau! A mea e atât de mică, nici nu am ce bea! Dar Monica are o sticlă imensă! Oh, da! Sunt atât de fericită! Uitați-vă, cineva nu are deloc noroc astăzi! Lăsați-mă în pace! Asta nu dovedește nimic! Acum o deschid? Ei bine, nu se deschide! Știu! Dă-mi pantoful tău, Grace! Ce faci? Ah! Oh, da, asta mă va ajuta! O să lovesc doza și o voi deschide! Îi arăt eu pantoful tău! Hei, nu mă bate! Nu contează! Important e că panta mea e deschisă și o pot savura! Revigorant! Atât de bună, dar din păcate atât de puțină! Ce trist! Cineva e trist, dar altcineva are o cantitate normală de suc! Uite cât de delicioasă e! Frumos și revigorant! Pur și simplu minunat! Gustul! E o plăcere să bei lichidul ăsta! Ups, din greșeală! Grace, nu știam că ești așa talentată! Nu arunca în mine! Nu eu sunt vinovat! Nu mă provoca și nu te voi lovi! Da, e într-adevăr o grădiniță aici! Fără ajutorul meu, sigur nu se vor potoli! Monica, e prea tare! Surzim! Dar în cele din urmă v-ați potolit! Așa că îmi pot începe bea Fanta! Trebuie doar să ridic un pic! Uf, e grea! Știu, o voi deschide! Așa... Nu merge! Oh, nu! Am rupt cheița! Și încă nu am desfăcut-o, dar nu contează! Am mereu o bormașină la mine! Cu siguranță mă va ajuta să desfac Fanta asta delicioasă! Exact așa! Acum pot să beau! Fără să am nevoie de pahar! Arată delicios! Grace, am o idee! Trebuie să-i luăm bormașina! Și să facem altă gaură! În partea noastră!
În timp ce Monica bea din partea cealaltă, noi putem bea pe aici. Nici nu va observa. Ciudat. De ce s-a terminat atât de repede? Nu înțeleg. Ce s-a întâmplat? Aveam mai mult. De ce-ți văd fața? Am halucinații? Aha, m-am prins! Ups! A fost o greșeală, Monica! Wow, Monica, ce puternică ești! Abonează-te la canalul Multitu Challenge și lasă-ne un like la acest videoclip. Pe canalul nostru avem multe lucruri interesante. Nu le rata! Ne va face plăcere să te vedem din nou. Pe curând!